De data asta îi punem pe copii să găsească finalul poveștii. Bine v-am găsit, bine v-am găsit, prieteni. Eu și Ocheșica vă salutăm, avem o poveste cu totul inedită. În sensul în care nu știm finalul. De fapt, aceasta e realitatea. Nu știm finalul poveștii și vrem să vă rugăm să ne ajutați să faceți un final împreună cu noi. Și cele mai interesante finaluri or să fie prezentate aici, la Bucuria Poveștilor, după ce o să ne trimiteți voi mesajul. Bine? Vedem. Care sunt cele mai ingenioase finaluri? Este un concurs, prieteni, să vedem cine reușește, spunem numele celor care spun finalurile cele mai ingenioase și cred că o să vă placă și povestea. Nu? Sperăm, nu? Da. Nu, adică sperăm cel puțin să vă placă și povestea. Fiți atenți, copii, pentru că este o poveste extrem de misterioasă, foarte misterioasă, pentru că tăticul lui David, atunci când i-a spus frățiorului lui David, Matei, nu mai mânca ciocolată, că dacă mai mănânci ciocolată o să te transformi în ciocolată, a spus tăticul foarte nervos, alergând după Bebe prin casă, care Bebe apucase o mingiuță foarte mică și era frică să nu o înghită. Matei n-a înțeles la ce se referă tati. O greșeală de-a lui tati. Pentru că dacă era mami, mami n-ar fi făcut o asemenea greșeală. Mami, pur și simplu, ce făcea mami? Păi, mami lua ciocolata, o ascundea și încheia, nu mai aveam poveste, ca să zicem așa. Nu, tati, tăticul lui David, adică, care era cel mai mare dintre frățiori, i-a spus lui Matei, mijlociul, le avea numai 3 anișori. Matei, dacă mai mănânci ciocolată, o să te transformi în ciocolată. Acum Matei, imediat ce tăticul s-a dus sus la etaj, ca să pună scutecul lui Bebe, s-a dus la dulap, a deschis dulapul, a scos un baton cu ciocolată și... Matei s-a transformat în ciocolată. Nu, serios! Dar de ce faceți ochii atât? E adevărat! Pentru că David, ca să vadă dacă e adevărat, a mușcat un pic din urechea lui Matei și era din ciocolat. Matei s-a transformat în ciocolată. Tata! David, nu poți să te descurci singur, că am un pic de treabă cu frățiorul tău cel mai mic acum. Sigur că de obicei mă descurcam singur, și-a spus Matei. Că acum, nu, și-a spus David, iertați-mă, gândindu-se la Matei. Dar acum nu știu ce o să fac. Adică de obicei mă descurc singur cu Matei. Îl ajut să-i dau apă, îl ajut să se joace, pentru că sunt mai mare, dar nu pot să mă descurc cu un frățior din ciocolată. Tata, totuși ar trebui să cobori un pic? David, nu reușesc acum. Chiar nu te poți descurca singur? Bine, a spus David. Și l-a luat pe Matei, care stătea nemișcat, l-a pus pe un scaun și a început să... Dragă Matei, din cărțile pe care le-am citit eu, știu că dacă spun ala, bala, portocala... Tati, nu funcționează! David, nu pot coborâ acum, chiar nu te poți descurca. Nu cred că mă pot descurca, a spus David, uitându-se la Matei, care își mai mișca doar ochii. Poate dacă poți coborâ numai o secundă? Bine, cobor, a spus tatălui David, epuizat, după câte avusese de făcut. Și coborând... Matei? Tati, Matei s-a transformat în ciocolată. Tati, tu ai spus că Matei, dacă mănâncă ciocolată, se transformă în ciocolată. Așa încât tăticul lui David, al lui Matei și al lui Filip, bebelușul, i-a suit pe toți 3 în mașină și au plecat la drum. Și aici, dragii mei prieteni, va trebui să continuați voi povestea. Ce se întâmplă cu Matei? Rămâne un băiețel de ciocolată?
sau redevine un băiețel adevărat? Și mami are vreun rol? Rezolvă ea problema? Sau tati o rezolvă înainte să afle mami? Ok, și că are o variantă, dar nu pot să vă spun acum. Dar ne-am înțeles că dacă reușiți să aflați răspunsul la această poveste sau să ne ajutați să continuăm povestea, o să spunem numele celor care au fost cei mai ingenioși și o să spunem și cum s-a rezolvat problema. Și dacă sunt mai multe variante ale unei probleme, atunci este extraordinar. Vă așteptăm pe toți să participați la jocul nostru. Cum continuăm o poveste cu un băiețel din ciocolată. Numărul de telefon este 0740-171-622. Eu și Ocheșica vă așteptăm cu nerăbdare. Suntem foarte tulburate, să nu vă supărați pe noi, dar noi când am auzit această poveste și ne-am dat seama în ce situație este tăticul lui David și a lui Matei și a lui Filip, ne-am speriat foarte tare. Și am înțeles că dacă mănânci foarte multă ciocolată, te transformi în ciocolată și asta este de bine sau este de rău? Și era mai bine dacă mami ascundea ciocolata sau e mai bine ca tati care a spus adevărul și lucrurile s-au întâmplat? Avem foarte multe întrebări. Voi, vă așteptăm și pe voi să fiți parte din această poveste. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!